Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou loot unboxing pe Overwatch. Am 15 cutii, toate de Halloween. Să vedem dacă reușim să prindem skinul pe Reaper. Singurul skin pe care îl vreau e mai rapid. Ăsta ar fi super fain dacă l-aș primi. Bine, hai să zicem că dacă nu-l primesc ăsta, m-aș mulțumi și cu skinul la Junkrat. Doctorul Junkenstein, deși aș prefera skin-ul pe Reaper dacă e până acolo. Și ăsta e fain, dar nu. Junkrat mai are skin-ul șmecher, dar Reaper-ul n-are niciun skin șmecher în afară de ăla. Sper să nu-mi pice pe Mercy, că deja am skin legendar pe asta, Valkyrie. Și n-am nevoie de skin pe ea. Să vedem. Loot boxes. Foarte fain arată chestiile astea. Legendară din prima? Bă, not mad. Adică, e totuși o legendară din prima cutie. Dar preferam să nu fie e un campion care nu prea joc. În ultima vreme am jucat și cu ăsta și foarte fain skin, adică arată super bine. Dar, cum am zis, aș fi preferat un skin pe Reaper. Oricum, e legendară din prima, mă bucur de ea. Not mad. În fiecare... It's your funeral. În fiecare cutie îți garantează că există cel puțin un skin sau un voice line legat de Halloween. Old soldiers never die, and they Nașpa, don't fade dar ne away. pace. Bun. Hai. Măcar e fain spray-ul. Adică o să le folosesc și chestiile astea. Ăsta la cine? Al Heroes, nu-mi place. Și ăsta la Winston. Bă, interesant. Și ăsta era și duplicate. Pe Reaper. 13 cutii, hai să vedem. Din astea 13. Bani. Bă, de data asta, sincer, nu mă ajută foarte mult banii. Pentru că mă costă 3000 un skin legendar de Halloween. Deci, nu-i chiar cea mai bună chestie. Hai, mă, măcar... Măcar ăla pe Reaper, atâta. Dacă nu altceva. Adică, nici nu trebuie alt skin, numai ăla, practic. Voice line. Bine, dai pace. Oricum, nu joc cu Symmetra niciodată. Serios? Și duplicat. Play nice, play far off. Play nice, play far, bă, nu sună rău. Și cu fera joc. 10 cutii. Hai, mă, dă-mi o legendară, băga mea aș... Bă, ăsta-i fain. All Heroes, never die, da? Nu-mi place că e robotizat, adică... Fuck it. Road Rage. Bă, nu-i urât. Hai că dăm equip. Victory Pose. Nu prea joc Genji, nici nu știu dacă am alt Victory Pose pe ăsta. Și ăsta e duplicat. Oricum am skin legendar pe Reinhardt. Hai, cu skinul la Reaper, te rog. Dă-i. O, băgam nu știu. Serios? Emote? Capoeira? E urât. Spray Rocket e urât. Le erai ca în ochi nenorocit. Nașpa. 8 cutii. Și am primit practic un singur skin de Halloween. Și ăsta e duplicate. Am bine. Bun, nașpa. Bă, da, știu că-mi dă numai din astea gri în pana aia. Bă, e mai fain asta, cu tricolor trit. Victory Pose la Diva. Îi așa ni. Ăsta la Torbjorn. Bă, e fain spreu, dar, cum am zis, n-am nevoie de chestii de genul 6 cutii numai.
Serios? Bă, e fain. Da. Nu-i ce-mi trebuie mie. Skin. Nașpa, măcar dacă era de Halloween. Și astea alte două chestii din nașpa. Rău, 5 cutii să-mi bag piciorul. Uite, frate, nu mă nu-mi dă. Victory pose la Hanzo. Skin, n-am deja skin legendar pe asta. Spray nașpa. Și Reaper player icon. Bă, ăsta e fain. Adică arată interesant. The pumpkin head. 4 cutii, fraților. Dacă nu prind în cutiile astea skin-ul pe Reaper sau măcar pe Junkrat. Oh, nice. Asta îmi place și mai mult. Gata, ăsta îl păstrez. Bă, skin pe Winston. Fuck it. Damn, deci asta e. Xo. 3 cutii, ultimele 3 cutii. Să vedem. Am măcar acum noroc în ultimele 3. Două legendare, ești nebun? Reaper, frate. L-am luat. Yes. Forță maximă. Bă, ce mă bucur să-mi bag piciorul. Nu mă așteptam, sincer, să mi-l mai dea. Forță maximă. Bravo, mă. Și ăsta pe Genji. Nu prea joc Genji, dar din câte am observat, ăsta e cel mai șmecher pe care l-are el. Deci, e ok. Asta a fost o cutie super tare, cu două legendare. Și ăsta e skin-ul de bază, adică ăsta mi-l doream de la început. Restul skin-urilor nici nu mai contează. Bine, și ăla e fain pe Roadhog, arată chiar foarte tare. Dar ăsta îl voiam, neapărat. Cel mai fain skin pe Reaper. În afară de ăsta, restul skin-urilor arată super urât. Bun, și mai am încă două cutii, orice pică e bonus, practic. Cum ar fi să-mi dea și pe Junk? Junkrat. O, mă, din ăsta, pose. A, emote. Hai că-l băgăm acolo să fie. Spray-ul am. Ăsta e urât. Și equip. Și ultima cutie. Dacă îmi dă și pe Junkrat, să-mi bag picioarele, sunt cel mai norocos la deschis cutii. Ar fi culmea. Da, era incredibil. Bă, e faină, deci chestia asta e foarte faină. Victory pose-ul ăsta care și dragonul ăla, care se tot mișcă pe acolo. Partea bună, e că am obținut exact ce am vrut, plus că mai am 1165 în cazul în care vreau să-mi cumpăr alt skin. Da. Deci, Hero Gallery. Am chestii noi pe mai mulți campioni. Trebuie să le scot neapărat de la fiecare. Dar nu o să fac acum, în fine. Deci am primit skin-ul de ăsta. Arată foarte fine. L-am primit din prima cutie. Chiar arată bine de tot. Nici nu știu, are ceva skin-ul ăsta care să fie mai șmecher de atâta. Bă, adevărul e că și astea arată bine cu rechinul, dar ăsta arată cel mai bine dintre toate. Ar fi fost fain dacă îmi pica și Junkrat-ul, Junkenstein, ca să am combo-ul de Junkenstein cu Junkenstein's Monster, dar e ok. Și baza e la Reaper, frate, deci e demențial skin-ul ăsta. Și astea skin-urile legendare pe care le mai are el, care mi se par foarte urâte față de Reaper-ul ăsta, Pumpkin. Deci ăsta e chiar demențial. Plus că mi-a picat și player icon-ul ăsta cu lupul. Deci e fine. Am 1165, nu știu exact ce o să-mi cumpăr următorul skin. În cazul în care nu mai deschid cutii până se termină chestia asta de Halloween, probabil că o să-mi cumpăr ori la Fera unde îi. Deși nu sigur. Unde -i? Aș putea să mi-l cumpăr ăsta. Dar nu știu, parcă nu arată atât de fain. Nu e foarte scump, e numai 750. Și un skin limitat sau ăsta. Ăsta îmi place parcă mai mult, Thunderbird. Chiar mai mult decât ăsta. Este așa pe albastru, dar ăsta arată ceva mai bine.
Sau aș putea să mai cumpăr. Oare pe care mai era? Știu că era pe Bastion. Bă, arată fain, dar nu prea joc Bastion. Ce mai îmi place, deși nu joc foarte mult cu campionul ăsta. Bă, skin-ul ăsta arată foarte, foarte bine. Deci super bine arată skin-ul. Artwork-ul și chestiile astea. Artwork-ul are zice, nu știu. Nu. Modelul la skin. E super fain. Da. Ăsta a fost unboxing-ul. Probabil că ăsta e videoul cu numărul 1000. Am ajuns la 1000 de videouri și nici măcar 500 de subscriberi. Și chestia asta e cumva, nu știu, dezamăgitor. Și mă gândesc ori să fac o pauză, ori să renunț la genul ăsta de conținut bazat pe gameplay-uri, case opening-uri și chestii de genul, pentru că nu pare să funcționeze absolut deloc. Încă nu știu exact ce o să fac. O să vedeți în zilele următoare. Probabil că o să iau o pauză, nu știu, 2-3 zile, o săptămână, ceva în genul. Și după aceea văd cu ce revin. Ori o să continui cu chestia asta până anul viitor și după aia să schimb pe altceva. Sau să continui și cu asta și cu încă ceva. Ori, habar n-am. Oricum o să vă anunț pe canal, adică nu o să las așa numai fără să mai zic nimic. Și vedem în ce direcție continuăm. Nu știu, poate lăsați și voi ceva sugestii. Poate mai dați niște share-uri la canal. Pana mea, 1000 de videouri și nici măcar 500 de subscriberi, destul de nașpa. Bun. L-am obținut. Pentru asta am strâns și cutiile. Inițial am vrut să strâng măcar 30, n-am reușit pentru că n-am mai avut chef să mă mai joc. Am strâns 15 cutii, deci din 15 cutii am primit skin-ul ăsta legendar, plus skin-ul pe Junkrat, nu Junkrat, pe Roadhog legendar, plus skin legendar pe Genji. Genji? Da, Genji. Cam atât și cu case unboxing-ul ăsta, sau cum vreți voi să-i ziceți. Halloween unboxing, până data viitoare, forță maximă pentru că am obținut skin-ul pe care mi-l doream și salutare!